Pentru orice trebuie bani, dumneavoastră hotărâți, dacă considerați că merită să dăm bani, cum să dăm așa ceva? În Rusia există mașină specială pe care o plătești să-ți vină de golire. Da, nu se golește chiar așa. Dar vom discuta inclusiv despre lucrurile. E prică niște costuri deosebite, că știu de la baltă la tine. Iar dacă ați văzut, că sunt convins că ați studiat, cea mai importantă prevedere demarăm Casa de Cultură. Suntem în discuții. Probabil și astăzi vin doi arhitecți, de mâine demarez SF-ul. Și după ce se face acest studiu de fezabilitate, pentru că suma este foarte mare, încercăm un concurs, nu știu, dar oricum PSAP se va licita proiectarea. Pentru că proiectul, știți foarte bine, costă foarte mult, iar eu am estimat împreună cu specialiștii costurile între 70 și 90 de miliarde. Vorbesc în bani vechi. Deci poate duce chiar până la 2 milioane de euro. Locația, v-am spus-o, este în parc, licitat, pentru că acolo unde proiectul, bibliotecă, știți foarte bine, pierdă foarte mult, iar eu am estimat împreună cu specialiștii costurile între 70 și 90 de miliarde, vorbesc în bani vechi, deci poate duce chiar până la 2 milioane de euro. Locația, v-am spus-o, este în parc, pentru că acolo unde vom demola acea bibliotecă, avem mai mult de 2000 de metri pătrați, care sunt arhi suficienți. Pentru că talpa trebuie să, cel puțin asta va fi una din cerințele mele, să fie între 1000 și 1200 de metri pătrați. Ca să puteți face o comparație, clubul are 806 metri pătrați. Pentru că în această casă de cultură se va regăsi biblioteca municipală și cea mai mare parte din muzeu. De la muzeu, sigur, partea de expoziție. Și în altă locație să avem restaurarea și probabil conservarea la alte lucruri. Că nu poți să duci aici și restaurarea. Deci va fi multifuncțională această casă de cultură, va avea și o sală de conferințe mai mică, în jur de 50-60 de locuri, pentru diverse întruniri. Nu putem compara. Acolo sunt 17.000 de metri pătrați. Hai să fim serioși. Sala de conferință, unde se fie ședințele, cam așa are 50 de locuri. Nu, e mult mai mare. Mult mai mare. Asta va fi foarte mobilă, se va putea... în opinia mea trebuie să fie multifuncțională. Să poată fi transformată cu eventuale paravane și în locație mai mică și la dispoziția în funcție de evenimentul pe care se va solicita să fie organizat acolo. Da, o suprafață cât de, cât de locuri de parcare o să se impune. Păi, deci avem deja. Categorii. Păi acolo am gândit-o să ne folosim de parcarea din fața de la clubul elevilor. Corect, foarte bine. Deci... Oricum. Vor fi și situații, că vor veni oameni. Obligatoriu. Dar niciun caz nu vom face, de exemplu, parcare în fața celor. Nu are niciun rost. N-are nicio rațiune. Și eu am de gând să cer neapărat arhitectura clădirii să intre în consonanță cu arhitectura turnului. Adică să fie un tot unitar în timp. În dreapta acestei săli, când o să am schițele, o să vă arăt, în opinia mea trebuie să apară câteva statui, pentru că este un clin mort între Nicu Necula și această casă de cultură. Și câteva statui cu personalități care au marcat existența Olteniței, dar asta este în timp. Și bineînțeles să nu le facem din bronz, pentru că ajung la top. Așa și eu am mai spus despre chestia asta. După ce se vor face studiile geotehnice, este în apropierea râului Arge și vor fi probleme de izolații.
cred că ar fi foarte bine ca în acest an să ieșim, spunem noi, constructorii din pământ cu această construcție, pentru că aceste lucruri de izolație trebuie să făcute deodată toate. Dacă nu le facem atunci când realizăm partea de fundații și partea de elevație, o să avem un mezanin, de fapt, această construcție, nu e bine, o să avem probleme mai târziu cu... Adică dacă avem posibilitatea, după ce facem studiul geotehnic, să mărim puțin suma, pentru că, după părerea mea, 35-40% din costuri vor fi în acest sens. Cu tot de respectul, am discutat și vă mai spun o dată ce v-am spus și atunci. E posibil să o și micșorăm suma. Nu, eu spun din punct de vedere tehnic... Nu, dar e posibil să o micșorăm, pentru că de astăzi încolo eu încep să bat la uși. Să nu vă gândiți că eu mă culp pe urechea să facem această construcție cu banii doar de la noi. Și atunci, dacă reușim să aducem bani, suma asta să o scădem, pentru că mă cam doare sufletul cât am dat aici. Da, trebuie să făcute drenaje, deci, e lângă râu, până la cea de 31 octombrie, da? Până la 31 octombrie, această listă poate fi supusă... Tocmai asta... Deci, văzând și păcând, văzând, acționând în consecință. Dar eu sper de tot sufletul ca toți care avem posibilitatea să punem o vorbă bună undeva. În momentul, se va face canalul ăsta probabil cândva și pânza de apă freatică va crește foarte mult, cu toate că... Asta e parte tehnică. Parte tehnică, dar ne vom lovi de... Deci asta poate zice că obiectivul nu se ridică de la suprafață, dacă se ridică numai de... Cert e că în... Și în vizare până în toamnă o scoatem din pământ. Deci, cum o scoatem din pământ până în toamnă? Dar în legătură cu sumele vom vedea cum și ce fel. Da. Dar absolut sigur, doar nu să lăsăm fundația decât și jumătate de nea bucătă. Sau facem decât prima parte și... Știți că peste tot, toată lumea are probleme cu... Nu. Eu am înțeles argumentul, dar în privința banilor urmează să vedem ce vom face. Iar eu sper din tot sufletul de la Ministerul Culturii, de la fata care se ocupă de fonduri europene, lucrează acum la... pentru turn, să reabilităm turnul pe fonduri europene. Din păcate, la cultură nu sunt bani pe fonduri europene deocamdată astăzi. Și atunci trebuie să ne axăm pe două surse. Ministerul Culturii, Consiliul Județean. De unde vom putea, cât de puțin, adică eu zic cât de puțin, minimul la care mă gândesc să obținem dintr-un anumit loc, să fie 10 miliarde. Minim.